Guvernul Recean are toate fotoliile ocupate. La șefia Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale revine Andrei Spânu, care a condus instituția în guvernul Gavrilița. Noul ministru al Educației și Cercetării este Dan Perciun, iar Ministerul de Interne îl preia Adrian Efros. Cei trei au depus jurământul la președinție, dar nu au făcut declarații de presă. Pentru Andrei Spânu nu este prima experiență de investire în funcție, dar după demisia guvernului Gavrilița, el nu s-a regăsit în cabinetul de miniștri condus de Dorin Recean, fiind numit secretar general al administrației prezidențiale. Andrei Spânu a fost criticat deseori în perioada în care a deținut funcția de ministru al infrastructurii, fiind asociat cu criza energetică, iar potrivit președintelui Andrei Spânu și-a asumat o lovitură de imagine prin încercarea de a rezolva probleme complicate din sistemul energetic, ceea ce de altfel și reprezintă munca unui ministru. Fiecare dintre ei a fost un model de corectitudine și merită toată aprecierea noastră. Acești oameni au condus ministere și domenii într-o perioadă foarte complicată, au făcut față crizelor, au reușit să îmbunătățească funcționarea instituției pe care au condus-o și au reușit să pornească reforme în domeniul pe care l-au administrat. Noul ministru al Educației și Cercetării, Dan Perciun, a devenit în 2019 deputat al PAS, iar din 2021 a fost președinte al Comisiei Parlamentare Protecție Socială, Sănătate și Familie. Domeniul educației este unul foarte important, a subliniat premierul Dorin Recean. Noi trebuie să facem, în primul rând, educația universitară să fie competitivă. Este foarte important pentru creșterea valorii adăugate în toate domeniile și industriei și agriculturii, dar chiar și în domeniile care sunt considerate sociale. Colonelul Adrian Efros, care va conduce Ministerul de Interne, a fost șef al Centrului Unic de Gestionare a Crizei în Republica Moldova, creat după ce Rusia a invadat Ucraina. Cei trei miniștri au fost prezentați subalternilor din ministerele respective.